acceptăm scuzii de la oștine. Da? Continuăm discuția. Continuăm să discutăm cu dumneavoastră, să comunicăm. Dar discuții, știți, nu avem neapărat nevoie de rost. Ca să continuăm și să comunicăm, putem comunica și fără scuze și cu scuze. Și să trecem mai departe. Deci noi suntem de acord cu proiectul de hotărâre privind acceptarea de principiu a unei donații a Partidului Național Liberal. Suntem de acord, dar nu în locul scris în documentația tehnică, Parcul Junior, pentru următoarele motive. Această statuie este făcută din plastic, patinat cu bronz. Scrie în documentația tehnică. Această statuie, dacă o pui acolo, nici 12 luni nu rezistă. Doi, această statuie, pentru că se cere amplasarea în spațiu public, nu are, din punct de vedere tehnic, două avize. Un aviz al Direcției de Monumente Regional de la Suceava și un aviz al Direcției de Monumente pentru For Public din cadrul Ministerului Culturii din România. Vă propunem, dat fiind aceste chestiuni de ordin tehnic și procedural și nerespectarea unor legi, să montăm, să punem acest bust, dat fiind, eu respect doctrina liberală, respect familia Brăteanu, deși dumneavoastră vreți să răscoliți cimitirele acum și să umblăm, că așa, vă propun că acest bus să fie pus în holul Teatrului Mihai Eminescu sau în viitoarea sală de marmură, așa cum era ea, când teatrul funcționa. Pentru că, ca să mă completez, în context, există o hotărâre din Consiliul Local, din 1991, vedem și planșa și textul, cu o propunere de construcție în spatele teatrului, a filarmonicii, și cu amplasarea acolo a statuii lui George Enescu, care este din Botoșani, care, indiferent de una și de alta, pentru Botoșani și pentru zona asta dintre teatru, primărie și prefectură, pe lângă Eminescu, Pilat, aviatorul ăla care a murit și comandantul din spatele Avramescu, care l-am inaugurat în decembrie, nu avem chestiuni politice. Tomorveanu. Deci, vă propunem la modul cinstit și să amplasăm această statuie. Adică ăsta e amendament? Amendamentul îi scoate în 2 și 3. Se scoate punctele 2 și 3 și în locul lor vine amendamentul cu amplasamentul nou în Teatrul Mihai Eminescu. El va fi amplasat de către arhitectul teatrului. Deci după finalizare. După finalizare va fi amplasat în locul potrivit pe care îl consideră arhitectul teatrului. De ce nu în casa Maxia? Eu am terminat discuția. Mulțumesc frumos pentru atenție.